încercam să-l invit pe maestrul Șerban Nicu, împreună cu studenții universitari, să ne... să înceapă acest simpozion și am să-l rog pe dânsul să ne prezinte tema. Vă mulțumesc pentru invitație. Voi încerca să fiu cât mai sintetic. Tema este, se referă la particularități ale melodicii ebraice, o zonă extraordinar de interesantă, cu niște, care cuprinde niște, efectiv niște nestemate din patrimoniul universal. Este o zonă pe care am analizat-o atât în teza mea de doctorat muzica Celestis, cât și în cadrul, ca să zic așa, procesului de elaborare componistică, și am scris mai multe lucrări care sunt axate pe teme profund conexate la spiritualitatea ebraică. De altfel și soția mea, Eliana Alexandra, care a fost prim vicepreședinte a Asociației România-Israel și cu care am lucrat deseori cu duo-ul nostru Intermedia Muzică Ebraică, atât cultă cât și prelucrări realizate de Eliana și de mine. Ea a abordat în mod exemplar, aș spune, acest tezaur prin Sinfonia Noua Ierusalim, care este o lucrare, o capodoperă a muzicii contemporane, care s-a, pentru care aș primit premiul Acmeor al Guvernului Israelian. Voi reveni însă la tema pe care vreau să o abordez, voi mă voi axa mai mult de partea latura practică, dar nu înainte de a puncta anumite elemente teoretice relevante. Primul contact cu originea muzicii ebraice l-am avut încă din studenție, când maestru Dumitru Bubici, profesorul meu de forme, mi-a spus așa pe culoar, eu fiind interesat de muzica ebraică de atunci, de altfel am avut niște concerte cu Avi Abramovici, dar astea sunt alt element. De ce mi-a spus că la unea compozitori există un monumental tratat, de fapt, cel mai important tratat referitor la muzica, la originea și modul de dezvoltare al muzicii ebraice, al lui Abraham Zevi Edelson. M-am dus imediat la unire, într-adevăr am găsit acest tratat de nouă volume și acolo am descoperit niște lucruri extraordinare pe care, de altfel, compozitorul Dumitru Bugiș mi le-a evidențiat de atunci. Faptul că melodica ebraică era la originar eminamente diatonică. Celebrele secunde mărite apărut pe parcurs, eventual în timpul captivității babilonice sau ulterior în cadrul diasporei. Dar muzica ebraică la originea este diatonică. N-am acum timp să vă identific din intonațiile Pentateuhului, așa cum au fost ele introduse de Edelson în tratatul său, într-un studiu de muzicologie comparat extrem de interesant, toate sunt de factură diatonică și care este explicația, care este extrem de logică și de simplă. Inițial, muzica și cultul, ritualul ebraic, se baza muzical și pe intonațiile șofarului. Șofarul este un corn, oarecum un mic tulnic, nu e altceva decât un con de berbec. Acel con de berbec nu poate să, evident, și ca orice tub acustic, nu emite sunete armonice. Deci, practic, modurile inițiale erau niște moduri acustice, numim noi, noi toți muzicologii. Deci, moduri bazate pe armonicele 9, 16, ba chiar 4, 16. Deci, practic, reducând totul la modulul 12, cadrul unei octave, remarcăm abundența intervalelor de gvartă, de gvintă și sigur, a intervalelor mai mici decât gvarta și gvinta, dar de natură acustică, în modul care apar în stilea noastră. Nu mai intru în alte amănunte, vreau numai să spun că ultima, cea mai recentă, de fapt, ultima conexiune extrem de interesantă cu spiritualitatea ebraică am avut atunci când domnul ambasador al statului Israel m-a rugat să, ca împreună cu eminenta mea studentă, Ani Clara Mihai, cu fratele ei, eminentul recent doctor în muzicologie și profesor la Constanța, Daniel Mihai, și cu alt grup de tineri și foarte entuziasmi studenți și fost studenți ai mei, să realizăm concertul dedicat Zilei Naționale a Statului Israel, mai mult decât atât, cele de-a 65-a aniversări a Statului Israel. A fost un concert extraordinar de reușit și cu ajutorul extrem de important a domnului ambasador și a doamnei Arizu Herser, care este atașată culturală și mai mult decât atât, și a jet de afer, ca să zic, numărul 2 al ambasadei, și mi-a oferit acest foarte interesant, această colecție de muzică ebraică pe care îmi place să vi-l ofer ca să-l felicitați și ce cântăm. Am realizat niște lucrări, unele originale, altele aranjamente bazate pe melodica ebraică. De ce am propus domnului profesor să fac această prezentare în contextul simpozionului de față? Pentru că, cum toți știm, și inclusiv în domeniul pedagogiei muzicale, ceea ce atrage în primul rând publicul larg, hai să spunem foarte direct, este melodia.
Melodia este elementul pe care noi putem, într-adevăr, să arătăm frumusețile muzicii. Așa spunea și Haydn, melodia este regina muzicii. Pot să existe muzici extrem de elaborate, extrem de interesante, savant alcătuite, dacă n-au această simplă melodie pe care poate și un analfabet muzical, dar cu talent, o poate intui, ele n-au această atractivitate. Sigur, au o atractivitate intelectuală, muzica lui Xenakis și așa mai departe, dar eu sunt convins că aceste melodii ebraice de pildă, care în mod particular sunt cu totul extraordinar de frumoase, vor dăinui cât timp va dăinui umanitatea. De restul, compozițiile lui Xenakis mă cam îndoiesc. Dar revenind la aceste melodii, de ce m-am adresat de asemenea domnului profesor, care are o temă extrem de interesantă legată de interferențe și de corelaționări între diferite domenii, remarcăm în cadrul melosului ebraic profundele interferențe, dacă vreți chiar mai mult decât atât, chiar identificări cu folclorul românesc din zona Moldovei. Un prim exemplu cu ajutorul lui Ani, care la ora 9 are și examen de vioară, a fost extraordinar de amabilă că a acceptat să ne ajute, va fi celebrul imn al statului Israel, Hatikva, adică speranța. Melodia o veți recunoaște și o să spune, da, bineînțeles, este Smetana, Vâltava. Nu, Smetana în Moldova, în lucrarea lui simfonică, a preluat o melodie, spune el, din Moldova. Dar această melodie în Moldova este în egală măsură românească și poate mai în egală măsură ebraică. Pentru că ea a evidențiat tocmai această confluență extraordinară, organică, între spiritualitatea ebraică și cea daco-romană, dacă vreți, românească. Ierushalayim shel Zahav, adică Ierushalayim, Ierusalimul de aur. Este o melodie de asemenea bazată pe intervale de cuvinte, în mod pronunțat, expuse, și a constituit și tema principală a simfoniei a noua, elaborată de soția mea, regretata și ilustra compozitoare Ileana Alexandru. Dar acest aranjament îi aparține Diamei. Și am gândit adesea ori o formulă de concepte.
fiind măcar o singură melodie foarte frumoasă, care are o particularitate, de aceea consider că toate aceste exemple incluse într-un simboliu de muzicologie, se reduc la niște simple exemple muzicale, o melodie foarte frumoasă din folclorul evreilor iemeniți. Este foarte interesant, din diaspora evreică. De altfel, doamna Arizu Herzl face parte din această categorie evreilor iemeniți. Aici vom remarca niște trăsături intonaționale totul particulare, pe care le voi analiza, dacă e cazul, după ce voi cânta această melodie. În orice caz, este foarte interesantă și aduce o serie de influențe apropiate unei zone a folclorului românesc, de asemenea. Se numește The Flower in My Garden. Iar cel care a scris-o și se bazează pe folclorul iemenit este Avichu Medina, un celebru cantautor, compozitor și cântăreț israelian. Care regăsim și folclorul românesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-am mai discutat în dimineața aceasta.